Sunt inițiatorul celor două legi care au fost amintite astăzi de către antevorbitori, care sunt legate de învățământul antepreșcolar pe de o parte, pe de altă parte de învățământul obligatoriu pentru învățământul preșcolar. În momentul de față avem un trend absolut descrescător pentru copii sub vârsta de 3 ani de zile, o descreștere de 21,4% începând din anul 2000. Este cea mai mare descreștere în cadrul țărilor din Uniunea Europeană. Deci, practic, cu peste 21,4% au scăzut copiii sub vârsta de 3 ani. Ținta noastră, tot așa asumată în anul 2002 a României la o conferință din Barcelona, în cadrul discuțiilor de preaderare, a fost ca până în 2020 să avem 33% din copii, deci circa 175.000 de copii sub vârsta de 3 ani, încadrați în învățământul antepreșcolar, deci în creșe. Astăzi avem circa 30.000 de copii în creșe, iar finanțarea acestora se realizează, după cum știți și dumneavoastră, exclusiv din fondurile administrațiilor publice. O singură creșe este în mediul rural, toate celelalte creșe sunt în mediul urban. O discrepanță enormă între mediul urban și mediul rural. Acest lucru este realizat, este observat și în ceea ce privește prezența copiilor în învățământul preșcolar la grădiniță. O prezență foarte diferențiată, diferența între accesibilitate la grădiniță în mediul rural este undeva cu 20% în anumite situații, chiar mai mult, diferență față de mediul urban. În mediul urban este de peste 95%, sunt zone, e și pe regiuni istorice și pe zone de sărăcie extremă în anumite situații, unde circa doar 50% din copii frecventează grădinița. Toate studiile, inclusiv pe cele pe care le-ați realizat și ni le-ați spus la dispoziție, arată că învățământul gimnazial și ulterior toate nivelele de învățământ nu pot să recupereze acest decalaj realizat în învățământul antepreșcolar și preșcolar. Deci acel copil care nu a frecventat un învățământ antepreșcolar sau unul preșcolar poate foarte greu să-l ajungă din urmă pe același copil cu șanse egale la nivelurile ulterioare. În acest context vorbim de viitor și învățământul antepreșcolar poate să fie o parte și a învățământului și o parte a proiectului nostru în ceea ce privește o politică demografică sănătoasă în această țară. Tot vorbim de copii care nu se nasc. Viitorul va fi realizat de cei care se vor naște. Statul nu poate să nască copii, dar poate să ajute ca să se nască acești copii prin politici publice coerente.